Bună! Ce așteptări au bărbații de la o relație? Bărbații vor respect. Respectul este un lucru pe care bărbații îl prețuiesc foarte mult. Dacă îți înjosești partenerul în public sau nu îl respecti în privat, relația ta poate avea de suferit. Bărbații prețuiesc femeile care sunt respectoase față de partenerilor, precum și față de visele și aspirațiile lor și misiunea lor de viață. Ce este de făcut? Învață să-ți respecti bărbatul pentru cine este și să-i apreciezi calitățile. Dacă nu-ți place ceva, la el mai degrabă, ai o discuție sinceră cu el decât să întreprinzi acțiuni care vor fi percepute de el ca fiind lipsite de respect. Bărbații nu vor să fie controlați într-o relație. Niciunui bărbat nu-i place să fie controlat sau manipulat de partenera sa. Femeile cred adesea că pot schimba un bărbat, dar este important să-i oferi unui bărbat spațiu pentru a fi cu prietenii săi, să aibă timp pentru el, pentru hobby-uri, interesele sale și să dezvolte o relație interdependentă sănătoasă. Încercarea de control are adesea efectul invers. Dictând unui bărbat ce să facă, adesea se va simți îngrădit, va simți un atac la libertatea sa și o încercare de știrbire a masculinității, ceea ce îl va îndepărta ce este de făcut. Femeile trebuie să fie sincere și să comunice punctual și concret nevoile, iar bărbatul trebuie să impună limite sănătoase în relație. De asemenea, este important să clarificați care sunt așteptările și dorințele tale de la el. Nu este treaba bărbatului să te facă fericită, este responsabilitatea ta. Bărbații vor o comunicare clară. Dacă există un lucru pe care bărbații nu își doresc într-o relație, acesta este lipsa unei comunicări clare. Ei doresc ca tu să-ți exprime emoțiile și așteptările într-un mod clar. Dacă nu vei transmite un mesaj clar, poți crea confuzie. În loc de cicăleri în care femeia își exprimă constant nemulțumirile și de cele mai multe ori enervant, de pildă, nevoia de a petrece timp mai mult cu partenerul, este de preferat să-i spui concret pe scurt. Îmi doresc ca săptămâna aceasta să mergem într-o excursie. Cum este programul tău? Crezi că putem face asta? Ce este de făcut? Comunicarea este coloana vertebrală a oricărei relații. Evită să-ți bărbatul și exprimă clar și concret gândurile, emoțiile și dorințele. Este sănătos să ai păreri diferite, ceea ce este inevitabil în orice relație, dar nu uita că bărbatul tău a avut deja o zi grea la muncă și ultimul lucru pe care și-l dorește după ce vine seara acasă obosit este să fie bătut la cap cu idei abstracte. Bărbații, Caută stabilitate și evoluție. O percepție comună despre bărbați este că aceștia nu sunt interesați de stabilitate sau de evoluție în relațiile lor. Dar adevărul este că bărbații vor să crească într-o relație cu o parteneră matură și de încredere. Ce este de făcut? Fii matură în abordarea ta. Când creezi un spațiu sănătos pentru creștere și maturitate, vei fi surprins să vezi cât de repede va dori un bărbat să ducă relația la următorul nivel. Bărbații? au nevoie de spațiu într-o relație. Bărbatul poate fi pe deplin dedicat unei femei și totuși să vrea să petreacă ceva timp departe de ea. Poate că vrea să fie cu prietenii săi sau are nevoie de timp pentru el să-și adune gândurile sau să o dânească din când în când. Ce e de făcut? Ceea ce își dorește un bărbat într-o relație este spațiu personal. Prea multă apropiere poate duce uneori la sufocare. Permitei partenerului spațiu de respirație. Este sănătos să ai timp singur în mod inevitabil, ceea ce este valabil atât pentru bărbați cât și pentru femei. Aștept comentariile voastre pe subiectul acestui video, precum și alte propuneri pentru alte teme pe care doriți să le abordăm pe acest canal.